Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Noi vom vedea ce urmează să se întâmple pentru voi în lunile mai și iunie. Dacă doriți, puteți alege pentru fiecare lună câte o ceașcă sau puteți alege o singură ceașcă pentru ambele luni. Asta o să vă las pe voi să decideți după cum veți simți nevoia. Dacă simțiți să alegeți două cești, este în regulă, doar setați ca prima care vă atrage atenția să fie pentru luna mai și a doua pentru luna iunie. Noi vom avea varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3 și pentru fiecare variantă vom avea și câte o prăjiturică cu răvaș. Eu voi începe cu varianta numărul 1 și pentru început vom începe cu prăjiturica. 2 secunde. Așa. Și să vedem. Ok. Răbdare, ești rezistent. 2 secunde. M-auzi devenit destul de interesată despre aceste răvașe. Încerc să focusez, doar că nu prea vrea. Sper că puteți înțelege ceva, oricum eu v-am zis ce scrie. Da, m-auzi. Calm, calm, calm. Ok, numai să-i dau o prăjiturică, nu care mânca ea, dar să-și satisfacă ea curiozitatea. Uite cum mănâncă. Și aparent îi place. Ok. Asta nu știam. Pentru o pisică ce nu prea mănâncă carne, e interesant că îi plac astea. Bine, imediat începem cu etalarea. Numai dacă tot îi place, cum să-i dau. Aici. O las pe ea să-și mănânce prăjiturica cu răvaș. Bun, pentru varianta numărul 1. Sincer, aici lucrurile... Bine, ceașca nu este foarte neagră, o să începem cu partea pozitivă. Știu că aici se vede un pic cam nașpa cu lumina, dar asta este. Așa. Dar, ce vă pot spune? În primul și în primul rând, atenție foarte mare la grijile pe care vi le faceți. De ce? Pentru că nu sunt foarte multe aspecte, dar sunt foarte multe chițibușuri, foarte multe lucruri mici, foarte multe detalii care vi se bat cap în cap și nu vă plac. De asemenea, unii dintre voi s-ar putea să fiți foarte preocupați de pregătiri, unii dintre voi chiar pentru pregătirile pentru Crăciunul viitor, să începeți deja de pe acum să vă stresați unde petreceți oare, ce se va întâmpla până atunci, lucruri de această natură. Nu cred că este cazul să vă stresați atât de tare, deși dacă sunteți printre cei care vor să se programeze dinainte, foarte bine, dar asigurați-vă că nu vă stresați suficient de tare. Încă mai este suficient timp pentru voi și, sincer, cei care sunt stresați în legătură cu asta, aici aș vedea că, într-adevăr, veți reuși să vă găsiți o locație de a petrece și să vă simțiți foarte bine, dar e un pic cam de vreme pentru asta. Bun. Ce vreau să zic aici este că voi trebuie să aveți efectiv grijă. De ce? Pentru că voi puteți da în perioada imediat următoare de foarte multe persoane care vor să-și arate coarnele, care vor să arate cât de dure pot să fie. Nu fac neapărat pentru că au ceva personal cu dumneavoastră, ci pur și simplu pentru simplu fapt că vor să se vadă cât de interesanți, cât de puternici și cât de șarmanți pot fi aceste persoane. Și atenție, pentru că aceste persoane sunt dintre cele pe care voi puteți să le fi considerat ca fiind prieteni, persoane pe care vă puteți baza, persoane care par destul de calme, destul de liniștite, dar acum realizați că nu sunt chiar atât de liniștite. Este ca și cum aceste persoane vor să atragă atenția, vor să atragă privirile tuturor și o fac la fel ca cum ar face o persoană, nu știu, un copil răzgăiat cu celelalte persoane atunci când simte că nu este băgat în seamă, dar faptul că această persoană caută să atragă atât de mult atenția asupra sa nu înseamnă neapărat că voi trebuie să vă stresați sau să vă agitați atât de mult în legătură cu asta. Trebuie să vă calmați, trebuie să vă liniștiți, trebuie să lăsați lucrurile pur și simplu să se întâmple, da? Știu că poate să vă enerveze persoana asta foarte tare, dar este cazul să lăsați lucrurile așa. De asemenea, aici atenție pentru că puteți avea de-a face cu o persoană care să
fie destul de inconsecventă și să încerce să întrețină relații intime cu voi. Atenție foarte mare pentru că această persoană nu va fi extrem de serioasă, extrem de stabilă. Este o persoană care vrea să fie acolo cu voi, dar nu neapărat pe termen foarte lung. De asemenea, eu nu aș exclude ca această persoană care este interesată de voi să aibă un partener stabil, un soț sau o soție și efectiv aceasta să afle despre plimbările sale, escapadele sale. De asemenea, aici iarăși văd chestii legate de case de vacanță, legate de cabane, legate de locații în munți. Nu știu dacă sunteți chiar atât de mulți care vreți să vă faceți o vacanță, o excursie în munți, dar dacă vă stresați în legătură cu cazarea, încă o dată, da, o să găsiți. Bun. De asemenea, aici s-ar putea ca voi să alegeți să mergeți cu un grup de prieteni. Cumva capul acestui grup este fie o femeie blondă, fie un bărbat care are părul lung blond, dar are și niște trăsături ale feței ca fiind mai feminine, ceva de această natură. Sincer, îmi pare mai degrabă o femeie, dar să zicem că poate fi și cel și bărbat, dar cu trăsături mai feminine. Bun. Aici lucrurile nu că stau într-un mod extraordinar de negativ. Dacă voi sunteți acea femeie blondă sau, mă rog, așa, care conduceți acest grup, înseamnă că de asta voi aveți stresul acela referitor la vacanță, dar nu este musai să vă stresați. Țineți cont că problemele din această perioadă, din casă, vor fi în principiu nu atât de grave încât să vă afecteze fizic în vreun fel, dar atenție că anxietatea voastră este sporită de acestea. Nu văd probleme extrem de semnificative, extrem de mari, dar văd un nivel de stres suficient de mare cât să vă dea coșmaruri și foarte multă neliniște. Exercițiile v-ar putea ajuta în perioada aceasta. De asemenea, cred că aici voi aveți o prietenă cu care vă înțelegeți foarte bine. Această prietenă îmi pare să aibă părul închis la culoare. Dacă voi aveți părul cumva ondulat sau cumva în valuri, cealaltă persoană are părul mai drept și lung. Aici, persoana care are părul în valuri îmi pare să-l aibă scurt sau măcar până la umeri, dar nu văd mai mult de atât ca și păr, iar cealaltă persoană, persoana în care puteți voi avea încredere, este o persoană cu părul extrem de lung dacă sunteți persoane de sex feminin. De asemenea, atenție că în jurul vostru sunt foarte multe persoane care vor să atragă atenția, sunt ca niște maimuții și vor foarte multă atenție. În momentul în care nu le acordați atenție, ricoșează, ripostează. Sunt persoane geloase de atenție, sunt persoane care doresc toată atenția voastră, sunt persoane care vor să vă atragă atenția și care sunt destul de invidioase pe ceea ce aveți voi și voi și această persoană. Sunteți persoane care atrageți privirile, indiferent că vă dați seama sau nu de asta, sunt persoane cu o puternică prezență socială și, practic, prietenii ăștia, între ghilimele, nu suportă să vadă asta la voi și să vă vadă că vă înțelegeți atât de bine. Este ca și cum vreau și eu să fac parte din grup, dar nu reușesc să mă simt ca și cum aș face parte din grup. De asemenea, aici poate să mai fie o prezență masculină, un bărbat comic, amuzant, cu care vă înțelegeți în mod normal bine, poate să fie un bărbat un pic mai solid, cu trăsături închise la culoare, dar cu care ați putea face echipă bună dacă ați vrea să începeți, nu știu, un show de comedie, ceva de această natură. Știu că poate fi foarte. 2 secunde. Știu că poate fi foarte personal chestia asta, numai, no. Sau puteți fi persoanele care dau tonul petrecerii sau care într-un grup întotdeauna încep distracția. Bun, persoana aceea cu părul până la umeri, dacă sunteți voi cei care vă uitați la etalare, indiferent că ești atent sau deschis sau nu, dacă vă regăsiți în chestia cu părul și cu acea prietenă, țineți cont că voi sunteți persoane foarte înțelepte. Dacă este prietena voastră, cea cu părul în valuri și până la umeri, atunci aceasta este o persoană foarte înțeleaptă. Ascultați sfatul. Atenție că aici puteți avea persoane care să încerce să vină să vă strice foarte mult starea, nervii, răbdarea. Este ca și cum toți oamenii vor câte ceva de la voi și voi trebuie să vă impuneți limitele personale. Dacă nu ascultați sfaturile acestei persoane, pur și simplu nu o să reușiți să faceți față situației. De asemenea, este foarte important ca dacă voi sunteți acea persoană să ascultați de
propriile voastre ghidări, de ceea ce învățați voi pe alții, să ascultați și voi. Știu că asta poate să fie pentru unii dintre voi un pic mai dificil, însă asta nu înseamnă că e imposibil. De asemenea, aici aș putea spune că este foarte mare nevoie ca voi să lucrați un pic cu copilul vostru interior. De ce? Pentru că acesta se simte neglijat de o vreme bună încoace și este ca și cum voi atâta l-ați inhibat și l-ați forțat un pic să se comporte ca și un părinte, mai degrabă ca și cu un copil. Este nevoie ca voi să integrați acea parte a voastră și să lucrați cu această parte din voi. Încercați să lăsați un pic mai ușor cu stresul. De asemenea, acel drum mai lung, dacă aveți dubii în legătură cu el, poate să fie întârziat, dar da, se va face și de asemenea acolo puteți să întâlniți o persoană cu care să vă căsătoriți, persoanele necăsătorite. Dacă nu știți că în cine nu este nicio problemă, ideea este că dacă voi plecați și nu e cealaltă persoană care vine către voi, deși eu cred că voi plecați voi, pentru că pentru voi am tema asta de plecare, de ieșiri, de nu știu, aici s-ar putea să fiți persoane care iubesc drumețiile, iubesc să se plimbe, iubesc să vadă lumea, iubesc să iasă în general. Să știți că plimbările voastre, ieșirile voastre s-ar putea să fie un pic întârziate, dar întâlniți persoana care este pentru voi. De asemenea, cred că aici voi veți pleca la persoana aceasta, vă veți muta când veți fi împreună la această persoană și, sincer, aici la cum pare, îmi pare că voi, sau, mă rog, femeia în acest cuplu îmi pare să conducă și să dicteze și văd că bărbatul va sta... Nu vreau să sun într-un mod în care să sune ciudat. Nu e că va sta pe spatele vostru în sensul că va sta pe banii voștri, dar este ca și cum vă urmează ghidarea. Cum ziceți voi, așa execută. Nu cred că este o noutate pentru voi că foarte mulți oameni sunt cu ochii pe voi și... avem persoane invidioase, nu cred că e o noutate în legătură cu asta, doar că un pic atenție pentru că aici aveți niște prieteni mai lilieci care au tendința să zică bârfe nu prea drăguțe despre voi, aveți grijă cu aceștia. Bun, imediat vom trece la varianta numărul 2. Revenind, ne vom ocupa de varianta numărul 2. Începem și la aceasta cu răvașul în primul rând. Trebuie să păcătuiești măcar o dată. Acesta este mesajul vostru din răvaș. Mă enervează că nu pot focusa cu telefonul ăsta. Trebuie să iau altceva cu care să înregistrez. În fine, acum continuăm așa. Oricum, răvașele le păstrez și dacă mai găsesc cutii din acestea cu fursecuri cu răvașe, atunci o să fac o cutie mai mare de răvașe. Bun. Voi sunteți persoane puternice, persoane care țineți la felul în care oamenii vă percep. Sunteți persoane care nu vreți să lăsați de... lucruri de interpretat, sunteți persoane dintr-o bucată, cum s-ar zice. Sunteți persoane care puteți fi destul de credincioase, nu în modul ăla de, nu știu, obsesiv, ci mai degrabă într-un mod destul de echilibrat în care reușiți să integrați divinitatea sau universul în viața voastră într-un mod destul de sănătos, aș putea spune. De asemenea, aș vrea să vă zic că nu este ca și cum lucrurile pentru voi sunt extrem de negative, este pur și simplu faptul că voi trebuie să alegeți în mod constant, pentru voi poate să fie exact o temă de destin în legătură cu asta, să vedeți partea plină a paharului. Este o problemă destul de semnificativă aici, este ca și cum voi în permanență vă... Cumva aici văd și o temere de moarte, în sensul că da, pot să mor în orice moment și ce se va întâmpla cu sufletul meu după, dar este, asta este într-un mod în care nu vă mai las atât de mult să trăiți. Voi sunteți foarte mult într-o stare în care preferați să trăiți foarte simplu, atât de simplu încât uneori vă privați de anumite experiențe. Puteți fi genul de persoană care, deși este directă, deși este sinceră, deși este...
Aveți tendința să stați singuratici, aveți tendința să stați ca niște pustnici pentru a face lucrurile, să fiți voi mai spirituali, să fiți voi mai echilibrați, să fiți voi în conexiune cu divinitatea. Dar dacă vă permiteți să trăiți, asta nu înseamnă că vă pierdeți legătura cu divinitatea. Suntem oameni, suntem suflete care au venit aici să aibă o experiență pământească. Deci, da, atunci înțeleg de ce ați avut voi, din când în când este bine să și păcătuiți. Este ca și cum voi întotdeauna sunteți cu gândul la finish line, sunteți întotdeauna cu gândul la cum ar fi atunci, cum s-ar putea petrece, ce s-ar putea întâmpla. Se poate să fi fost un deces, nu neapărat recent, dar care v-a marcat profund și care v-a făcut să vă întrebați despre toate lucrurile astea. Puteți să citeți cartea Matei vorbește despre Rai de Susan Ward, WRD. Cred că o să fac și o etalare cu mesaje de la persoanele care au trecut în neființă. Dar, momentan, ce vreau eu să vă zic este că voi aveți o tendință să gândiți și să judecați foarte aspru cumva prin lentila prin care voi ați fost învățați. Asta nu este neapărat ceva extrem de negativ, doar că vă impuneți mult mai multe limite decât este necesar. Nu trebuie să trăiți o viață de complet sfinți. Este ok să trăiți, să vă bucurați, să simțiți. Încercați să nu vă pedepsiți atât de tare pentru faptul că mai poftiți la câteva lucruri sau că nu reușiți mereu să vă țineți de ceea ce vă propuneți sau puteți fi persoane care aveți niște țeluri extrem de înalte și așteptări foarte mari de la voi, unii dintre voi, dar pur și simplu nu aveți cum să faceți față pentru că sunteți oameni, aveți și voi baterii și bateriile voastre se cam golesc și aveți nevoie de odihnă. Este nevoie ca voi să vă gândiți foarte bine la acest aspect. Este momentul ca voi să vă luați o pauză, să vă distrați. Este momentul ca voi să încercați să vă uitați mai mult pe partea asta de venituri pasive, pentru că voi aici sunteți persoane care toată viața au tras sau restrâns, au făcut sacrificii și au încercat să fie atât de corect și atât de onest și atât de, cum să zic, restrânși în cercul lor și să-și vadă numai de trebușoarele lor, încât acum este timpul ca voi să începeți să explorați lumea și este momentul ca voi să începeți să vă simțiți viața altfel. S-ar putea să întâlniți pur și simplu tot felul de persoane cu care să rezonați foarte puternic. Este bine să vă deschideți față de acestea, chiar dacă nu au același mod de a trăi și stil de a face lucrurile ca și dumneavoastră. Permiteți-vă să ieșiți, să vă vedeți cu acestea, să vă distrați cu acestea. Și cercetați un pic partea de venituri pasive, pentru că aici veți fi persoane care v-ați restrâns foarte mult pentru că ați avut așa un fix voi, că banii sunt răi sau oamenii răi au bani sau chestii de natura asta. Și pentru voi poate să fie că este o întoarcere a lui Saturn, fie este o nouă cale, poate să fie un an 1 pentru voi în numerologie, unde voi trebuie să începeți să învățați să găsiți alte metode, sau un an 5 ar putea fi, alte metode pentru a câștiga bani, altceva, metode pe care să vă permite să stați, metode care să vă permită să vă distrați, metode care să vă permită să aveți timp liber și să vă trăiți viața. Este ca și cum Universul vă va împinge de acum încolo exact către opusul acestui stil de viață pe care voi l-ați avut până acum și este necesar ca voi să începeți să vă deschideți tot mai mult lumii. Puteți spune că da, eu până acum am avut o viață completă, chiar dacă n-am avut toate distracțiile astea și așa mai departe, asta nu înseamnă că nu m-am simțit bine. Da, sunt de acord cu asta și pot să înțeleg și pot să rezonez până la un anumit punct, dar să ai o viață completă uneori înseamnă să ai anumite experiențe pe care inițial nu le-ai fi vrut niciodată și sub o formă sau alta aceste experiențe vor veni la voi. Cu cât mai tare încercați să le alungați, să vă inhibați și lucruri de această natură, cu atât mai multe experiențe le vin la voi. Nu mai opuneți rezistența, acceptați că lucrurile au acest parcurs, acceptați partea sa voastră. Trebuie să intrați în energia feminină întunecată. Trebuie să acceptați faptul că și voi vreți să profitați în anumite circunstanțe.
Dacă sunteți femei, s-ar putea să trebuiască să fiți puși față în față sau puse față în față cu situația ca partenerul să aibă mult mai mulți bani și vouă să vă surâdă această idee. Nu înseamnă că nu ați iubi partenerul sau că nu ați fi alături de el, dar partea financiară să înceapă să joace un rol mai important în selecțiile voastre și nu este în neregulă. Este foarte ok. Nu vă mai judecați atâta. Dar aici trebuie să vă zic la ce să vă așteptați ca să fiți eu ăsta. Deci, practic, toate lucrurile pe care voi le-ați comandat, condamnat, pardon, nu comandat, așa, tot ce ține de adulter, tot ce ține de vacanțe scumpe, tot ce ține de a fi cu cineva și situația financiară să joace un rol extrem de important în alegerea partenerului pentru restul vieții și așa mai departe. Toate chestiile astea pe care voi le-ați condamnat încă o dată, nu știu de ce, tot zic comandat, este posibil ca voi să vă fi focusat atât de tare să le condamnați așa, încât le-ați manifestat chiar voi, le-ați comandat Universului, astfel încât să le experimentați și voi. Deci nu mai opuneți rezistență, nu mai fiți voi gică contra, nu mai fiți voi persoanele care zic, a, dar eu nu vreau să trec prin așa ceva, eu niciodată nu o să fac asta, eu niciodată nu o să fac asta, eu niciodată nu o să fac asta și așa mai departe. Și toți aceia care fac nu știu ce și nu știu cum, cu siguranță sunt în toate felurile. Nu, încetați cu lucrurile astea pentru că nu o să vă ducă prea departe, ci din contră vă vor pune exact în ipostazele în care voi ați judecat pe alții. Nu neapărat că și alții vor judeca pe voi, pentru că asta am văzut că nu pentru toată lumea se întâmplă, dar va trebui să vă extindeți cumva înțelegerea asupra lucrurilor ăstora. Va trebui cumva să începeți să fiți un pic mai deschiși, la alte experiențe. Bun, și vom trece la varianta numărul 3. Și vom începe și aici cu răbașul. Hai să vedem. Nu te poți întoarce, mergi înainte. Dacă ar și focusa, ce frumos ar fi. Deci nici cum nu vrea, nici cum. O fi el mai adracu decât mine? O fi telefonul ăsta mai adracu decât mine? Nu pot să cred așa ceva. Aparent este. Fiecare nașul și are nașul, nu? Așa. Da. Nu te poți întoarce. Merge înainte. Încerc. Nu prea mi este, dar încerc. Varianta 3. Asta da. Asta e o ceașcă destul de întunecată. Aici cred că aveți o minte hiperactivă. Super, mega, ultra hiperactivă. Puteți avea probleme de somn din cauza asta. Să vă faceți tot felul de scenarii din minte și să fie un obicei al vostru. Chiar dacă nu vreți neapărat să fie obiceiul vostru. Dar se întâmplă în mod automat. Atenție că voi vă stresați foarte mult în legătură cu scenarii posibile și nu prea vă ancorați în realitate. Atenție foarte mare pentru că această dezancorare în realitate vă poate face să vă temeți de chestii efectiv banale, cum ar fi să dați un telefon sau cum ar fi să, nu știu, să puneți o întrebare sau ceva de această natură, pentru că eu simt pe cineva cu anxietate destul de puternică aici din cauza faptului că nu se mai centrează în realitate, nu-și mai ia ca punct de reper realitatea, ci scenariile pe care și le face în minte. Este momentul ca voi să practicați mindfulness-ul, este momentul ca voi să practicați meditația, o puteți face în orice secundă, în orice moment. Nu vă gândiți la meditații super lungi sau super importante, puteți face meditații de 20-30 de secunde în care să vă concentrați pe respirație, pe vârful nasului și efectiv să observați gândurile cum vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă, ca și o autostradă. Vedeți mașinile cum trec, da? Și asociați gândurile cu mașinile și nu le băgați în seamă, doar le observați, doar rămâneți concentrați pe respirație.
Și încercați să faceți asta zilnic, ca să, mai ales când sesizați că gândurile voastre încep să o ia razna și voi nu mai știți încotro vă îndreptați și anxietatea își face de cap cu voi. Nu este cazul. De asemenea, pentru voi s-ar putea anunța un eveniment destul de important sau să se, cum să zic eu, să se anunțe detaliile, să se spună, uite, în data cu tare o să avem această sărbătorire, vrei să vii sau să primiți invitația. Sincer, văd să fie totuși o sărbătorire frumoasă, interesantă, dar într-un cadru relativ restrâns. Adică nu e vorba de restricție aici, nu cred că vor fi aduse numai persoane, nu știu, poate să fie un an de facultate care să-și aibă o sărbătorire sau o încheiere de o festivitate de încheiere de an școlar sau ceva de această natură, habar n-am, fiecare știe situația, dar este cumva o sărbătoare semnificativă pentru cei și pentru voi și cei apropiați vouă, atâta doar că este într-un cadru mai restrâns. Nu este ca și cum nu vă cunoașteți sau nu știu, toate persoanele se cunosc între ele acolo, la cum îmi pare. Și de asemenea, după această petrecere, îmi pare să mai fie și mai restrâns de atât, ca un fel de ieșire sau poate să fie chiar o vacanță pentru unii dintre voi. Atenție foarte mare, pentru că voi aveți tendința să credeți că sunteți mai judecați decât sunteți de fapt. Văd că în jurul vostru aveți oameni primitori, dar este ca și cum voi nu vreți să-i lăsați în viața voastră pentru că sunteți super anxioși și super stresați în legătură cu ce ar putea gândi, ce ar putea spune, ce s-ar putea întâmpla. Este nevoie ca voi să începeți să vă bucurați de aceste distracții și de realitate și de ceea ce se întâmplă acum în viața voastră. Este momentul ca voi să vedeți lucrurile la justa valoare, fără așteptări, fără sperieturi, fără anxietăți și fără planuri. Este cazul ca voi să începeți să fiți un pic mai spontani. Știu că este foarte greu și este foarte dificil pentru voi și în momentul în care voi pur și simplu vreți să stați și să priviți pe fereastră, pur și simplu 100 de mii de gânduri vin în mintea voastră. Vă înțeleg perfect, dar nu este ok pentru că voi începeți să vă generați stres numai din acele ipoteze. Asta e problema și stresul este cauza primordială a problemelor noastre în viața de zi cu zi, de la oboseală cronică până la burnout. Pot să fie inclusiv probleme de sănătate cauzate de stres, deci da, lucrați pe asta. Este nevoie și să vă veți simți voi bine. Există cred că la orice librărie, dar eu mă duc cel mai des la Cărturești pentru că au și destul de multe cărți de tarot și oracole. Există cărți de mindfulness. Căutați cărți de mindfulness. De regulă, astea nu raioanele, rafturile de spiritualitate și psihologie sunt destul de apropiate. Mi se pare că și în Arad și în Deva. Și dacă nu mă înșel, și în Constanța. Da. Și vă puteți uita pe acolo și să vedeți dacă ceva vă atrage atenția. Și la secțiunea spiritualitate o să găsiți niște cărticele sau oracole interesante dacă o să vă intereseze. Dar da. Atenție foarte mare, de ce? Pentru că aici s-ar putea să aveți de-a face cu persoane care nu neapărat nu vă vor rău, nu vă bârfesc, dar au tendința să nu reușească să se abțină, să ține un secret. Deci este ca și cum voi trebuie să nu vă mai stresați de ce ar putea povesti de voi, dar totuși să reușiți să rămâneți privați într-o oarecare măsură. Asta nu înseamnă să fiți extrem de sceptici, cum am mai zis. Nu, este cazul ca voi să vă eliberați, este cazul ca voi să vedeți lucrurile la adevărata valoare. Ochiul lui Horus, ca și simbol, vă poate aduce foarte multă protecție și mai multă încredere în propriile forțe. De asemenea, e bine ca voi să aveți o potcoavă și pe termen lung să știți că voi veți avea extrem. Să aveți o potcoavă în casă, așa, scuze că n-am terminat ideea. Așa, să știți că pe termen lung voi veți avea foarte mare noroc, mai ales pentru persoanele care sunt sau vor fi căsătorite cu o persoană cu litera U la început. Și pentru unele este U la început și ori un N,
ori tot un U la sfârșit. Știu că poate părea un nume destul de ciudat, dar habar n-am. Nu știu numele acestei persoane. Așa. Bun. Această persoană cu U îmi pare să fie o persoană cu sprâncenele mai stufoase și cu barbă. Nu foarte mare, dar e acolo, e prezentă. E o persoană căreia îi place să se distreze, deși poate avea o față destul de serioasă și toată lumea să se gândească că, nu știu, că e cea mai rea, cea mai dură, cea mai serioasă persoană, dar e o persoană pusă pe șotii mai mereu, copilăroasă în sensul bun, nu în sensul imatur. Da? Și o persoană care se bucură în general de viață, este o persoană care poate să aibă o casă pe o zonă mai înaltă, că voiam să zic casă la înălțime, dar se putea înțelege altceva. Nu, e o casă fie pe un deal, fie pe un munte, pe ceva mai mare, ceva gen nu este la nivelul normal al solului, nu știu cum să explic chestia asta. Bun. Și ar putea să fie într-o relativă apropiere de o zonă muntoasă. Ce vreau să vă zic aici, mai presus de orice legat de toate situațiile astea și toate gândurile voastre, este atenție că voi s-ar putea să fi experimentat niște întâmplări un pic mai paranormale unii dintre voi și să aveți tendința să le tot judecați și să le tot analizați și să le întoarceți pe toate părțile. Înțeleg că poate să fie șocant, traumatizant pentru unii dintre voi în momentul în care se întâmplă așa ceva, dar este momentul să eliberați acele amintiri pentru a putea să vă faceți amintiri noi, amintiri mai plăcute, amintiri care să nu vă șocheze, care să nu vă surprindă. De asemenea, aici mai putem avea de-a face cu persoane care au trecut prin experiențe foarte traumatizante. Și asta, da, poate să fie un factor al stărilor voastre și al necesităților voastre de a crea tot felul de scenarii pentru a avea ca un fel de plan de scăpare în orice caz posibil. Atenție că mai mult vă consumați propria energie. Dacă nu vă simțiți obosiți, dacă nu simțiți că vă puteți odihni bine, dacă nu reușiți să vă găsiți somnul sub nicio formă, atunci da, poate să fie și asta o cauză. Dacă se întâmplă să fie persoane care, indiferent unde ar dormi, indiferent în ce pat, indiferent de ce saltea și indiferent de ce se întâmplă, încercați să dormiți pe jos, poate să fie pur și simplu nevoie de împământare și atunci să încercați să dormiți o perioadă pe jos cu un prej de yoga sau o saltea mai subțirică sau ceva de această natură, așa, sau să mergeți desculți pe iarbă. Nu trebuie să faceți asta foarte mult și câteva zile pentru unii dintre voi, mă rog, nopți, pot face minuni, da? Dar o să aveți deja altă stare, vă schimbați un pic energia și mai ales bine vara, cu siguranță se poate, așa. Da. Dacă sunteți într-o relație, nu vă mai faceți atâtea temeri și atâtea griji în legătură cu partenerul, pentru că mulți dintre voi vă manifestați conflicte și probleme în cuplu din cauza acestor gânduri și acestor scenarii. Dacă aveți un partener deja, acesta este demn de încredere. Dacă nu aveți un partener, atunci îl veți întâlni foarte, foarte curând. Dar tot rămâne valabilă toată chestia asta cu atenție ce gândiți, atenție ce aveți de gând să-i arătați acestei persoane și la ce vă așteptați de la această persoană, pentru că nu pot să fie o persoană negativă vis-a-vis de voi, dar aveți tendința să vă manifestați lucrurile într-un sens negativ. Trebuie să ieșiți un pic din modul ăsta de a gândi, de asta poate să se dovedească să fie foarte utilă practica de mindfulness. Ok, eu cam atât am avut de sus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!